That Habermas said very intelligently that theological dimension means here just a way, a specific way, to signal that something so horrible happened that it doesn't fit our universe. We cannot, I'll put it this way, we cannot simply renormalize it as just another. That's why, isn't this the title, you may correct me, maybe you know it more, of one of the books on Holocaust, The Black Sun, the sun itself turned out. You know, like, as some people say nicely, when something like Holocaust happened, it's a shame that the world continued to exist. If there were to be an elementary ethics in the world, out of shame, the world should have fallen apart. Știi, eu tare bine țin minte sâmbătele. 1:1, baie dubla 6. În aer era mai mult decât revoltă, nemulțumire, dorință de libertate. Era senzația că în sfârșit totul o să fie bine. Acțiune! Știi, eu tare bine țin minte 2009. Eu tare bine țin minte senzația asta. În aer era mai mult decât revoltă, decât nemulțumire, decât simpla dorință de libertate. Era senzația că în sfârșit totul o să fie bine, că problemele noastre vor dispărea pentru totdeauna, că noi ne putem bizui unii pe alții și noi, cei care nu ne cunoaștem, cei care poate nici măcar nu vrem să ne cunoaștem, stăm aici, uniți, umăr la umăr pentru o viață mai bună pentru noi. Știi, eu tare bine țin minte 2009. Eu tare bine țin minte această senzație. Știi? Nu dăm stop! Mai simțeam asta. Și eram niște puști de clasa 10. Vine și de apă. Băi, 90 de posturi de conducere sunt ocupate de bărbați. Dacă asta nu e discriminare, eu nu știu cum dracu să o numesc. E patriarhat. Băi, da. Scuze. Și? Dar, înțelegi? E că eu de atâta n-am depus în state. Pentru că... Ca să dau câteva sute de dolari numai ca ei să uite în CV? Uh-huh. Dar în Germania sunt mai multe șanse. Și uite-o dânși, eu ieșit din nazism. Dacă America continuă tot așa, e pe sfârșit. Păi, dar nu acolo e patria feminismului. Băi, nu e vorba numai despre asta. Și chestia de tradiție, înțelegi? E că eu am fost un an în stat, cu flex. Uh-huh. Acolo e altfel. Acolo e modă. Azi e una, mâine e alta. Dar e ca în Europa. Timpul decurge altfel. Yeah, I see. Înțelegi? Noi am crescut cu ideea că femeia trebuie să stă inima în casă. Noi chiar și poveștile poziționează femeia inferior bărbatului. Și asta chiar nu mi se pare corect. Ok, poate, dar tu nu te-ai gândit cum asta s-a răspândit asupra noastră, a bărbaților? Noi doar tot am crescut cu poveștile astea. Unde bărbatul e prinț pe cala alb, care mereu vine și salvează prințesa adormită. Noi doar tot ne-am trezit într-o bună dimineață, că suntem lipsiți de sens, nu?
Eu înțeleg pe bărbați care nu-și pot defini masculinitatea. Și asta chiar e o problemă. Tu spui de 90%. Dar tu nu te-ai gândit în ansamblu, la tot spectrul. În închisori sunt mai mulți bărbați. Mai mulți bărbați șomeri. Mai mare rată alcoolismului. Și ăsta e un aspect despre care nu prea se discută. Și păcat. Eu respect drepturile femeilor, dar hai să avem și noi perspectivă mai largă asupra situației. Camera este 3 cu 2 dubla 2. Set. Ca 64 de giga. 64. Prin 2007, mătușa ne trimis un iPad, primele de atunci, știi? Și așa avea 64 de giga iPad, dar peste telefon. 64 de giga, memorie, fără flash, fără nici. Îl chemam? Da. Чувак, хай ты мне это что-то там. Знаешь, я стою еще. Алло, салон. Все опаскают, это правильно. Линище! 2 cu 4, dubla 3. Atenție, vă rog. Acțiune. Apșe. Când să nu cez? Harta, știi? Și mergi după tânsele. Așa, da. Da, nu mă ajută la asta. Nu te-am mai ajută. Nu, te-am dat. Trebuie să mă întorci jumătate. Tu n-ai avut bani și eu ți-am dat. Da, și eu permit. Ți-am împrumutat, nu ți-am dat. Eu nu-i dau. A, nu trebuie să-i întorc înapoi, logic. Pentru că e coleg din clasă. Pentru că tu îi dai. 3 cu 1, dubla 2. Liniște! 3 cu 1, dubla 5. Set. Atenție! Te vezi în acțiune! Te vezi în cap. Nu, eu nu. Eu nu. Ce faci, ți-vă în poș? Camera? 6. 2 cu 1, dubla 1. Da, mă. Set! Tu dorești pe ecran? Da. Acum, te rog. Da. Atenție, liniște! Valet. Acțiune! Și cum acolo la Cluj? Păi tare să iubi. Da? Uh-huh. Și cum? Am spus, zăibi. Eu nu. Da. Dar ce faci voi în Cluj? Administrare publică. Științe economice. Și cum? Băi, tare zăibi. Fain. Da? Uh-huh. Mai ales de când a intrat în Uniunea Europeană, voi bileam suc, ați spate încă o dată. De exemplu, la noștri, mulți lucrează de când sunt studenți. Uh-huh. Angajează și statul, și sectorul privat. Nu-i temă. Uh-huh. Dar tu? Tu rămâi sau? Hai da. Nu, eu mă întorc în țară, desigur. A, dar pentru asta, dar hai să bem. Nu, hai. Eu nu mai am nică? Na. Hai, eu mai am. Bine.
Trăiască! Trăiască și înflorească! Moldova, Ardealul și țara românească! Este un scriitor grec. Nu știi, Kazantzakis. Nico Kazantzakis. E da, apie ca el. Este așa o disciplină, stai, cum ai zis, cu H se începe. Hermeneutică. Hermeneutică, da, mersi. Știu că nu vă e interesant, dar e o chestie tare faină, pe bune. Trebuie o lecție că numai să intre între-n sal. Scriitorul grec Kazantzakis. Da, Kazantzakis. Nico Kazantzakis. Mm-hmm. Da. El a scris Zorba. Zorba, da, mersi. Și el a scris niște chestii după care s-a filmat la care s-a filmat ăsta din feline, nu. Defoe? Nu. Queen. Anthony Quinn, băi. Exact. Mm. Și a scris. De pi filo Otelefteos Pirasmus. Lasă așa, am vrut să duc, că gândiți-vă, ultima ispită a lui Iisus Hristos. Nici știi în filmul, nici știi Biblia. Cu gândul unde te duci, știi? Care a fost ultima ispită a lui Iisus Hristos? Nu știm. 3 cu 7 tras 4. La și vreau să duc. El s-a născut om, el a trăit ca un om aproape 30 de ani. 3 decenii, 30 de ani, el a trecut prin toate ispitele, prin toate plăcerile și el a fost om. Despre și filmul ăsta, da? Ultima ispită a lui Iisus Hristos, despre faptul că el a trecut prin multe ispite, a ajuns la o ispită mai mare, a trecut-o, da? Și Iisus e Fiul lui Dumnezeu. Înțelegi? El nu e apostol, el nu e proroc și așa mai departe. El e Fiul lui Maria, l-a născut din Duhul Sfânt, dar el de fapt s-a născut om. Înainte de a-și aduna toți ucenicii, înainte de a le spune că asta e rău, asta e bine, chiar asta las-o, chiar asta arunc-o, el... Sunt prost. Camera este. Și le testa? Da. Liniște! Ultima ispită a lui Iisus Hristos e... Blin, care... Nu trecând prin toate plăcerile, Iisus a devenit Hristos. Ci plăcerea supremă, pofta supremă, divină, îi de a deveni Hristos, înțelegi? Și e ca în concluzie la tot chestia asta, care e pricolul, că... Trei cu 8 dubla 6. Și brat măros? Mai cu te grudești. Asta că ce faci și la armată. Armata îți facă om. Da, dar mai. Deci dori să știi. Deci ce ori să nu chizi jos. Trezește-mi, băi, odată! Dacă nu, să-i aruncăm. Uia! Să-i bine, mă! Să-i aruncăm. 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 Să-i aruncăm
3 cu 13 sex dubla 2. O să zic eu, Ernest, când se faci vlogul. Mai întâi pe ei. Ba da, ai să tragi ambianță după asta. Nu pot să trag ambianță. Te rog, frumos. Că sunt după mișcare, să furnizați. Dacă ridic mai eu, o să vede că el nu e cu chiloți? Lasă, Ernest, să nu merg până la 5. Ernest, nu mai fă la 5, după aia faci focus pe el. Am dat să nu ridic mai eu. 5 secunde și faci iar focus pe ei. Vă rog, mă, nu filmați telefoanele. Termin după 23 de... Număr până la 23 și termin, bine? 23 de minute. Hai! Da. După acțiune. Hai. Set. Acțiune. The true love of the world. Because what is love? Love is not idealization. Every true lover knows that if you really love a woman or a man, that you don't idealize him or her. Love means that you accept a person with all its failures, stupidities, ugly points, and nonetheless, the person is absolute for you. Everything like that makes life worth living, but you see perfection in imperfection itself, and that's how we should learn to love the world. True ecologist loves all this.